motiv este să-l găsești pe el, acolo unde este. Și pentru asta trebuie să fiți la fel de umili ca și Tatăl vostru din ceruri. A iubi înseamnă să ajungi la Dumnezeu, spune Rumii în urmă cu aproape 800 de ani. Sunt cuvinte care nu mor niciodată, doar că reînvie mereu în sufletul nostru ca să ne reamintească esențialul, ceea ce contează cu adevărat atât aici cât și acolo, în locul de unde venim. Dar cine este Rumi? Supranumit poetul inimilor, el este misticul care a dat cuvântului puterea de a deschide inimi, de a trezi conștiințe, de a ne pune legătură cu adevărul cel mai intim din noi, iubirea. Rumi nu vorbește despre o iubire oarecare, carnală, fizică, duală, pământeană, ci despre iubirea supremă, față de cel prea mult iubit de Dumnezeu, dar și despre iubirea lui față de oameni. Rumi este cel mai renumit poet persan sufit și cel mai îndrăgit poet mistic al tuturor timpurilor. A trăit în secolul al XIII-lea în Persia, Iran, apoi în Kenya, Turcia, în Konya, Turcia, o perioadă importantă pentru umanitate din punct de vedere istoric, spiritual și cultural. Opera lui scrisă a rămas ca moștenire neprețuită pentru întreaga omenire, iar Ordinul Dervișilor Dansatori, la cărui înființare a fost participant indirect, există și astăzi ca o formă elevată, mistică și spirituală a cunoașterii lui Dumnezeu. Numele lui adevărat este Jalal ad-Din Muhammad Rumi, Mevlana sau Rumi. S-a născut în anul 1207 în regiunea Balkh, Afganistanul de astăzi, din Persia, astăzi Iran, într-o familie înstărită care avea legături cu familia regală. Încă din copilărie a studiat sufismul cu ajutorul tatălui, care era un renumit jurist și teolog mistic. Fugind împreună cu familia din fața invaziilor tătare, Rumi a avut ocazia să exploreze culturi și idei diferite. La vârsta de 18 ani îl întâlnește pe marele poet sufi tatar, care îi oferă o carte numită Asrarnama, în care se explică legătura sufletului cu lumea materială și blocajele care se creează în comunicarea cu Dumnezeu. Carte care îi va schimba viața și îi va influența misticismul mai târziu. După îndelungi meditații și perioade de post, primind cunoaștere de la cei mai înalți oameni spirituali ai acelor vremuri, Rumi a ajuns un renumit jurist, profesor de teologie și predicator. Întâlnirea lui cu Shams din Tabriz, un derviș din Ordinul Sufiților în anul 1244, avea să-l transforme total într-un ascet mistic. Avea atunci 37 de ani. Shams devine pentru el un adevărat discipol maestru care a dezvăluit toate secretele lui mistice. Vor petrece multe zile împreună, dar acesta va dispărea în mod misterios din viața lui Rumi la un moment dat. După întâlnirea cu Shams, Rumi ajunge la nivelul de maestru perfect și atinge tărâmul spiritual inaccesibile muritorilor de rând. Prin revelație divină, așa cum afirmă și în scrierile sale, va primi harul pentru a scrie operele sale atât de renumite și astăzi. Principalele teme abordate în operele sale sunt dorul de Dumnezeu, comuniunea cu El, separarea de divin, eliberarea de sinele fals. După moartea lui Rumi în anul 1273, fiul său, Sultan Valad, înființează un ordin de dansatori derviși cu numele de Merlevi. Rumi susține că Dumnezeu se poate găsi prin folosirea poeziei, a muzicii și a dansului.
Astăzi cuvintele lui sunt la fel de vii ca în prima zi, cărțile lui fiind traduse în toate limbile lumii, iar mesajul său fiind un universal, al iubirii de Dumnezeu. Traducerea făcută de misticul și autorul Marius Ghidel este o trăire pură a cuvintelor, un șir de emoții transmise și retrăite printre rânduri, iar lectura acestei cărți ne ajută să ne reîntoarcem în acele timpuri și să ne reconectăm cu Divinul din noi, cu Dumnezeu care trăiește și care ne așteaptă tot timpul în interiorul nostru. Dar cine este Marius Ghidel? Cu toții ne întrebăm asta când citim cărțile lui și când parcurgem numeroasele texte mistice din diversele culturi universale pe care Marius Ghidel le citează în operele sale. Cu siguranță este un ghid al lui Dumnezeu, aici și acum printre noi, și ne ajută, ne învață cum să iubim, astfel încât să ajungem mai ușor la Dumnezeu. Asta ne indică și Rumi. Am ajuns să-l cunosc și eu pe misticul român, prima dată citindu-i cărțile care m-au fascinat, de la prima pagină și cu fiecare rând curs, am aprofundat învățăturile divine. A fost de fapt o reamintire. Noi știm în realitate totul la nivel de suflet, doar că apoi, coborând în plan terestru, le uităm. Marius Ghidel ni le reamintește într-un mod atât de blând și iubitor. Apoi, întâlnirea la nivel fizic cu autorul și misticul român a fost o încântare peste măsură. Energia și vibrația emanată din cărțile lui, după ce l-am văzut, am început să o simt și la nivel fizic. Cât de minunat și de benefic totodată este să întâlnești în această viață un asemenea ghid. O îndrumare divină, inspirație și expirație de iubire, modestie, simplitate, recunoștință și binecuvântare. Vindeți inteligența și cumpără uimire. Inteligența este o simplă opinie, uimirea este inspirație divină, spunea Rumi. Am citit cartea permanent uimită de măreția simplității, din cuvintele ce curg asemenea unui râu, cu fiecare pagină parcursă. Adevăratul motiv este să-l găsești pe el acolo unde este și pentru asta trebuie să fiți la fel de umil ca Tatăl vostru din ceruri, spune Rumi. Marius Ghidel ca persoană fizică este un model de umilință și smerenie, un exemplu de comportament natural, demn de urmat în practica de zi cu zi, pentru a-L găsi pe Dumnezeul din noi. El, Divinul, ne spune Marius Ghidel, așteaptă acolo clipă de clipă. Datoria noastră este să fim atenți la noi și la tot ceea ce ne înconjoară, la fiecare adiere de vânt, în razele de soare, în ciripitul păsărilor. Dumnezeu ne vorbește prin ceilalți, prin cei din fața noastră care sunt oglinzile noastre cele mai fidele. Omului Dumnezeu, Marius Ghidel, acceptă totul ca fiind un dar divin. Nu refuză nimic din ceea ce primește zilnic și ne învață atât de frumos în școala iubirii, cum să ne iubim unii pe alții, să ne respectăm reciproc și să ne acceptăm așa cum suntem. Ne face să înțelegem că toate cuvintele și expresiile exterioare au doar un adevăr relativ și nu ating absolutul. Doar faptele și comportamentul pun în practică pe Dumnezeu. Ziua judecății vă arată ce ai agonisit tu în contul sufletului tău și nimic altceva, spune Rumi. Să agonisim deci în contul sufletului nostru valori de neprețuit. Iubirea, iertarea, acceptarea, smerenia, dăruirea, simplitatea, cumpătarea, credința, liniștea, pacea, inspirația divină, blândețea, compasiunea, detașarea, claritatea, entuziasmul, armonia, onestitatea. Toate aceste perle sunt ceea ce păstrăm cu adevărat după ce părăsim acest tărâm. Tot ceea ce este material se evaporă din noi într-o formă sau alta. Detașarea de atracțiile lumii este cea mai mare putere a Universului,
ne amintește Rumi. Să ne desprindem de lumescul trupului este o provocare benefică pentru sufletul nostru. El, care a venit pe acest pământ doar să experimenteze iubirea, eliberează-te de tine însuți dintr-o dată. Ce ușurare este să fii gol și liber de tine însuți. Aceasta este fericirea adevărată, ne îndeamnă Rumi. Același aspect îl subliniază și Marius, când ne sfătuiește să nu ne legăm de viață, de material și de tot ceea ce ne ține prizonieri în această lume ilizorie. Indiferent ce instrument face el din mine, acel lucru sunt. Să fim un instrument al lui Dumnezeu pe acest râm, un flaut care emană sunete de iubire, o harpă atinsă de mâini îngerești, un pian care cântă partituri divine, un vas gol pe care el îl umple cu apa vieții. Dacă vrei să cunoști frumusețea acelui unu, înfrânează-te pe tine însuți și fii recunoscător pentru orice îți vine din afară, pentru că toate ți-au fost trimise ca un ghid de dincolo de lumea aceasta, subliniază Rumi. Marius Ghidel în scrierile lui ne amintește și el să mulțumim pentru tot ceea ce ne vine din față. Nimic nu este bine sau rău, totul este de la Dumnezeu, spre binele nostru cel mai înalt. Tot ce ne vine din față, spune, sunt lecții de iubire supremă, iar dacă una din zile nu ne aduce nimic, atunci să mulțumim și pentru această goliciune. Dragostea este lacul pentru durerea ta. Rana sufletului este locul pe unde lumina sfântă intră în tine. Răspunsul la orice întrebare și la orice provocare a vieții este iubirea. Rana se tratează doar cu iubire. Adăugând dragostea în noi, lăsăm în acest fel ca lumina sfântă să strălucească mai mult, tot mai mult, până devenim noi înșine lumină. Strălucește ca și când întregul univers ar fi al tău. Ascultă cu urechile toleranței, privește cu ochii compasiunii, vorbește folosind limbajul dragostei. Să ne folosim ochii, urechile, gura, în adevăratul sens al lor, nu doar fizic, să transcedem proprietățile lor fizice și să le ridicăm la nivelul spiritual în beneficiul sufletului, pentru a-i permite acestuia să strălucească îndeplinătatea manifestării lui. Dansează când ești aproape înfrânt în afară. Dansează atunci când ai pierdut tot ajutorul. Dansează în mijlocul luptei. Dansează în sângele tău. Dansează când ești cu totul liber de tine. Dansul la care ne îndeamnă Rumi este un dans diferit de cel obișnuit. Este un dans al eliberării, un dans al sufletului care se desprinde de materie, un dans al încrederii în Dumnezeu, al abandonării și al acceptării depline. A mulțumi pentru darurile primite este mai dulce decât abundența în sine, spune Rumi. Mulțumim domnului Marius Ghidel pentru traducere și nu în ultimul rând, pentru că depune eforturi imense prin munca lui, de scriitor și traducător, prin darul său mistic, pentru ca noi să ne reamintim ceea ce suntem. Iubire. Numai cu inima poți să atingi cerul. Mori, iubind și astfel vei rămâne viu, pentru totdeauna. Dragostea ne cheamă de peste tot și pretutindem. Suntem legați de cer. Vii și tu? Știi ce ești tu? Ești un manuscris al unei scrisori divine. Ești o oglindă care reflectă o față nobilă. Tot acest univers măreț nu este în afara ta. Privește în tine, însuți, tot ceea ce vrei, deja ești. Adu-te, rog, vinul pur al dragostei și al libertății. Dar, Domnule, se apropie o tornadă. Mai mult vin atunci. Ne va ajuta să facem față acestei furtuni și ne va spune un lucru sau două despre tulburare. Iubirea nu este undeva anume, ea este în fiecare din noi, mereu. Tu nu trebuie să alegi după dragoste, doar caută să afli care sunt greutățile din tine,
pe care tot tu le-ai ridicat în calea ei. Dincolo de ideea de bine sau rău, se află un loc. Ne vom întâlni acolo. Când sufletul se află în poziția cea mai de jos, la nivelul ierbii, lumea este prea sus spre a-l mai vedea. Dacă te deranjează fiecare fir de praf de pe oglinda ta, atunci când vei termina să o lustruiești, vei fi desăvârșit. Prima dată când m-am îndrăgostit, am pornit să te caut, neștiind orbirea dragostei. Dar am înțeles până la urmă că cei care se adoră nu se întâlnesc undeva anume, pentru că iubirea se află de mult în ei. Ceea ce cauți te caută pe tine. Vinde inteligența și cumpără uimire. Rana pe care o ai este locul pe unde pătrunde în tine lumina. Te-ai născut cu aripi. De ce preferi să te târăști prin viață? Nu te întrista. Orice ai pierde îți vine înapoi sub o altă formă. Dansează când pierderea te-a cuprins. Dansează când ai scăpat de durere. Dansează în mijlocul luptei. Dansează sângele tău. Dansează când ești cu totul liber de tine însuți. Când sunt cu tine, rămânem doar noaptea treji. Dar când nu ești aici, eu nu mai pot să dorm. Rugați-vă la Domnul pentru aceștia doi și înțelegeți dorul lor. Când înfăptuiești ceva din tot sufletul, simți un râu curgând prin tine. Aceasta este bucuria. Ignoră-i pe semenii care te provoacă la suferință și te întristează, îndurărându-te până la boală și moarte. Bate și El îți va deschide. Fii curat la suflet și El te va ajuta să strălucești precum soarele. Apleacă-ți fruntea, El te va ridica până la ceruri. Fii un nimeni și El te va duce peste tot. Uită de siguranța ta și așează-te acolo unde ți este teamă să stai. Destreamă-ți reputația, fii un nimeni. Sufletul meu este din altă lume. Sunt sigur de asta și am de gând să ajung la sfârșit tot acolo. În lumina ta eu am învățat să iubesc. În frumusețea ta am învățat să fac poezii. Tu dansezi chiar în pieptul meu, acolo unde nimeni nu te vede. Sau poate doar eu uneori, iar acest sentiment devine o artă. Vreau să te văd și să aud vocea ta, să te pot recunoaște când apar pentru prima dată în fața mea, să te simt când intru în odaia din care tu tocmai ai ieșit, să descopăr mersul și alunecarea pasului tău, să mă obișnuiesc cu felul în care îți apropii buzele doar puțin și apoi cum renunți, când mă apropii de tine și te sărut. Vreau să aflu bucuria de a șopti. Mai vreau. Nu ascult poveștile despre finalul altora. Trăiți-vă propria poveste. Și totuși, după atâta timp, soarele nu i-a spus niciodată pământului mi-ești dator. Privește ce se întâmplă cu o dragoste de felul acesta. Luminează tot cerul. Liniștea este limbajul lui Dumnezeu. Orice altceva este doar o naivă neînțelegere. Să lăsăm frumusețea pe care o dorim să fie în manifestare. Sunt o mie de moduri de a genunchia și de a săruta pământul. Există un loc în inima ta gata să fie aprins. Este un gol în sufletul tău, gata să fie umplut. Îl simți, nu-i așa? Acolo unde ceva se năruie, există speranța să fie o comoară. Vreau să cânt, așa cum slăvesc păsările, fără să te îngrijoreze de cine le-ar putea auzi sau ar rosti despre ele. Lăsați-vă atrași de chemarea puternică a iubirii adevărat. Fiți recunoscători pentru orice vine spre voi, pentru că fiecare v-a fost trimis drept ghid din lumea de dincolo. Aceasta este dragostea. Să zbori spre un cer nemai văzut și apoi să faci să dispară 100 de voaluri în fiecare clipă. Mai întâi îți dai drumul vieții din mână. După aceea să îndrăznești să pășești în nemărginire, fără tine.
Este bine să aduni 1000 de jumătăți de iubire aici, pentru a obține o inimă întreagă dincolo, acasă. Tot universul este în interiorul tău. Întreabă-te. Dacă vrei să afli ceva, găsești. Cuvintele sunt doar un pretext. Legătura interioară atrage oamenii unul spre celălalt, nu cuvintele. Lasă îngrijorarea. Gândește-te la cine a inventat acest gând. De ce vrei să stai închis când ușa este larg deschisă? Venind grăbiți de nicăieri, împrăștiind praf de stele. Fii ca soarele de bun și cald. Fii ca noaptea care tăinuie greșelile. Fii la fel de îngăduitor ca apa curgând. Fii ca moartea pentru furie și mânie. Fii la fel de modest ca pământul. Arată-te așa cum ești. Fii așa cum te arăți. Așează-te, fii liniștit și ascultă. Ești deja pe a te frumusețe, iar noi suntem chiar pe marginea golului. Oamenii vor să fie fericiți. Nu le arătați durerea voastră. Dacă vei putea să desfaci aripile și să-ți eliberezi sufletul din strânsoarea vieții, atunci tu și oricine din jurul tău va fi liber să zboare cât mai sus, ca porumbeii. Ființa umană este aici pe pământ, într-o casă de oaspeți. Fiecare dimineață este pentru noi un nou început. Bucuria și uneori depresia sau josnicia, câteodată unele momente de trezire, toate vin ca un vizitator neașteptat. Primește-le cu bucurie. Onorează fiecare oaspete. Gândul întunecat, rușinea, răutatea, întâmpină-le la ușă, zâmbind și invită-le înăuntru. Primiți-le cu bucurie, pentru că toate v-au fost trimise ca un ghid din lumea de dincolo. Călătoria aduce înapoi puterea și iubirea în viața voastră. Ceea ce i-a spus Dumnezeu trandafirului și l-a ajutat să înflorească, dezvăluindu-și astfel întreaga frumusețe, la fel i-a spus și inimii mele. Și a făcut-o să fie de sute de ori mai minunată. Două fapte nu sunt niciodată satisfăcute. Iubirea de viață și dorința de cunoaștere. Ori îmi dai mai mult vin, ori mă lași singur. Am trăit la marginea nebuniei, bătând la o ușă, căutând motive. Până la urmă s-a deschis. Băteam dinăuntru. Tu începe un proiect uriaș. Dacă ești aprins precum Noe, îți spun, nu contează părerea oamenilor despre tine. Dar fii atent, pentru un moment, nu mai fi trist. Ascultă bine cuvântările florilor de peste tot în jurul tău. Motivația este fără tărie în exprimarea dragostei. Îndulciți-vă cuvintele, nu săltați vocea. Ploaia este cea care face florile să crească, nu tunetul. Veniți, veniți de oriunde ați fi, voi, rătăcitori, adoratori sau iubitori de călătorii. Nu contează, caravana noastră nu este a disperării. Veniți, chiar de greșiți, jurămintele de mii de ori veniți. Veniți, vă spun încă o dată, veniți, veniți. Muntele ține ecoul în adâncul lui. Așa și eu. Îți rețin cuvântul. Cine poate fi așa de norocos? Cel care se apropie de apa unui lac numai pentru a vedea cum se oglindește luna? Suferința este un dar. În ea este ascunsă fericirea. Ochiul este făcut să privească faptele. Sufletul este aici numai pentru bucuria lui proprie. Gândirea are un singur rost, să aspire în continuu spre dragoste. Picioarele, să alerge după iubirea Domnului. Iubirea există numai pentru a se topi în cer. Mintea e doar pentru a învăța ceea ce oamenii au de făcut și să reușească să și le împlinească. Misterele nu sunt pentru a fi aflate.
Ochiul nu poate vedea când ar vrea să afle de ce. Cine iubește este mereu învinuit pentru ceva, dar când își găsește dragostea, tot efortul făcut până atunci se transformă în împlinire. Fii ca zăpada care se topește și renunță la binele tău. Caută persoana care nu vrea un avantaj și nu dorește să se îmbogățească sau căreia nu este frică să piardă, care nu are nici cel mai mic interes și nu se bazează pe sine. Acela este cu adevărat liber. Nu vrei să fii credincios, dar uneori ești crud. Ești al meu, apoi pleci. Nu te mai găsesc lângă mine și mi-este greu. Și când simt asta, eu devin pasul tău. Absența ta însă lasă un gol. Fără tine nu mai fac nimic. Nu pot să dorm. M-ai făcut să-mi pierd și încrederea în mine. M-ai dat la o parte. Dar fără tine nu pot exista. Știu că ești obosit, dar vino. Aceasta este calea. Nu am ajuns aici pentru că am vrut eu și nici nu mai pot pleca acum. Oricine m-a adus aici, va trebui tot el să mă ia acasă. Și tu, când pornești acea călătorie lungă de întoarcere la tine însuți? Frumusețea ne înconjoară. Voi căutați în toate odăile colierul de diamante pe care l-ați pierdut, neștiind că îl aveți de mult în jurul gâtului. Oriunde te afla și orice ai face, fii iubire. În liniște nu are loc elocința. Nu mai faceți valuri și veți vedea cum lucrurile se îmbunătățesc. Ieri eram deștept și voiam să schimb lumea. Astăzi sunt înțelept, așa că acum doresc să mă schimb pe mine. Briza din răsărit are taine să-ți spună. Nu te duce să te culci. E bine să te întrebi ce vrei cu adevărat. Nu te întoarce în camera ta. Oamenii merg când dincolo de prag sau înapoi, unde cele două lumi se ating. Dar ușa este peste tot și este deschisă. Nu te duce înapoi la culcare. Nu te duce. Într-o zi, când vântul suflă cu putere, pânza velei trebuie doar deschisă și lumea se va umple dintr-o dată de frumusețe. Astăzi este o asemenea zi. Alege întotdeauna în viață focul. Apoi găsește-i pe cei ce vor să fie atinși de flacările sale. În interiorul tău se află un artist despre care nu știi. Spune repede da. Dacă îl știi, dacă l-ai cunoscut cumva înainte de începutul universului, amintește-ți mereu. Felul în care iubești tu viața este modul în care Dumnezeu te iubește pe tine. Numai cu inima poți să atingi cerul. Creștinul, evreul, musulmanul, șamanul, piatra, pământul, muntele, râul, toate au un fel propriu și tainic de a fi în misterul unic și nu poate fi comentat. Iată un mod de comportament într-o relație care merge garantat. De fiecare dată când partenerul tău sau iubitul spune ceva absurd, fă ochii mari, de parcă auzi un lucru deosebit de interesant. În suferință află bucuria ascunsă. Găsește comoara unică din mijlocul ruinelor. Ei spun că există o poartă de trecere de la o inimă la alta. Dar care este folosul unei uși atunci când nu mai există pereți? Astă noapte am deschis fereastra și am rugat luna să coboare la mine, să-mi atingă obrazul, să mă respire. Închide poarta vorbelor și deschide fereastra dragostei. Luna nu folosește ușa, ea intră numai pe fereastră. Lasă pe iubit să fie dezordonat, nebun sau distrat. Cineva serios se va îngrijora atunci când toate se înrăutățesc.
dar tu dă-i voie dragostei să fie. Toți oamenii de pe această planetă sunt niște copii, cu excepția doar a unora. Aproape nimeni nu arată că a crescut destul, în afara acelora care sunt liberi de dorințe. Dă-i voie grației să vină la tine. Oceanul are grijă de fiecare val. Când acesta ajunge la țărm, ai nevoie de mai mult ajutor decât crezi. De treci printr-o perioadă grea, atunci când ți se pare totul împotrivă și dacă simți neputința măcar un minut, niciodată nu renunța, pentru că timpul și momentele de viață vor schimba cursul lucrurilor. Când cineva îți dăruiește aur, nu te uita la mâinile lui sau la aurul său. Uită-te la dăruitor. Ești un volum din Cartea Divină, o fereastră către puterea creatoare a Universului. Orice dorești, întreabă-te pe tine. Tu ești păzitorul fără teamă al lumii divine. Orice vei căuta, vei găsi numai în interiorul tău. Păsările fac sfere mari pe cer fiind libere. Dar cum de pot asta? Ele cedează în gol și lăsându-se, li se deschid aripile. Cel mai bun leac pentru durere este durerea însăși. Ca un sculptor, voi scoate sufletul dintr-o piatră. De veți crede de folos. Dar înțelegeți faptul că interiorul vostru este orb, doar pentru că vrea să vadă o comoară în orice îl înconjoară. Briza de la răsărit are să vă mărturisească multe taine. Nu vă culcați încă. Este adevărat că acela care este singurul pe care îl iubesc este pretutindeni? De ani de zile ai venit și ai plecat, jucând același joc. De ani buni ai ieșit din durere și te-ai pierdut în extaz. Acum vino. Întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Chiar dacă apari într-o formă trecătoare, esența ta este conștiința pură. Tu ești păzitorul fără teamă al lumii divine. Așa că vino, întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Numai atunci când îți pierzi sentimentul de sine, legătura lanțului cu cele 1000 de zale se va rupe. Lasă-te pe tine cu totul și întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Tu ai coborât din Adam, prin cuvântul lui Dumnezeu, dar ți-ai întors ochii către spectacolul gol al lumii acesteia. Vai, cum poți să te mulțumești cu atât de puțin? Dacă nu, vino. Întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. De ce ești atât de vrăjit de această lume când tu ai deja în tine o mină de aur? Deschideți ochii și vino. Întoarce-te la rădăcina rădăcinii tale din sufletul tău. Tu te-ai născut din razele maestății lui Dumnezeu, dar pe atunci stelele erau încă la locul lor. Cât de mult mai vrei să suferi de loviturile unei mâini inexistente? Atunci vino și întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Tu ești un rubin prins în piatră de granit. Cât mai vrei să ne dezamăgești cu acest spectacol exterior? O, prietene, se poate vedea adevărul din ochii tăi. În ochii tăi. Așa că vino, întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Pentru o clipă, având alături acel prieten divin, ai devenit iubitor, radios și extatic. Ochii tăi erau dulci și plini de foc. Vino, deci, întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Shams et-Tabriz, regele din Tavern, ți-a dăruit o cupă de eternitate și Dumnezeu, în toată gloria sa, ți-a turnat vinul. Atunci, de ce nu vii? Bea și întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Suflet al tuturor sufletelor, viața întreagă tu ești acela. Poți să vezi nevăzutul, poți să miști ceea ce este de neurnit. Tu ești acela. Drumul care duce în oraș
este un drum înfundat. Mergi și renunță la mintea ta. Aproape că nici nu mai este nevoie să faci vreun pas și te vei afla deja acolo. Atunci cine altcineva ai putea fi decât acela? Deschide-ți ochii și vino. Întoarce-te la rădăcina rădăcinii din sufletul tău. Buzele mele s-au pierdut în întâmpinarea sărutului tău, pentru că eram atât de beat. O, suflete, te necășești atât de mult. Nu ți-ai văzut puterea, nu ți-ai aflat frumusețea și nici aripile de aur? Chiar așa, mai poate să fie ceva care să te supere? Dar tu te afli deja în adevărul din tine, al spiritului din adânc, al dumnezeirii întregi. Luna strălucește atunci când nu fuge de noapte. Tu presupui că l-ai înțeles când l-ai aflat pe acel unu. Apoi a urmat doi, pentru că ai văzut că unul nu și cu unul fac doi. Dar după asta va trebui să-l alegi la fel de bine. Și pe și, brațele tale se deschid la îmbrățișare sau se strâng. Se deschid și se închid. Dacă pumnul ar sta întotdeauna închis sau l-ai ține tot timpul deschis, te-ar durea până la urmă. Dar ființa ta din adânc se află prezentă în fiecare strângere sau destindere a mâinii. Și ambele mișcări sunt minunat ritmate și coordonate, la fel ca aripile păsărilor. Privește-mă cât de mult vrei, dar nu mă vei putea cunoaște cu adevărat, pentru că mă deosebesc într-o sută de moduri în felul în care mă vezi tu. Și chiar te-ai fi în spatele ochilor mei și m-ai privi așa cum mă privesc eu pe mine, tot nu mai știi, pentru că am ales să fiu într-un loc pe care tu nu îl poți afla. Nu doar cel însetat caută apa, ci și apa îl caută pe acesta. De vrea cineva să atingă grația cerului de noapte, el urcă pe acoperiș, dansează și spune: acesta este. Când altcineva vrea să afle spiritul ascuns în toate sau ce ar însemna parfumul lui Dumnezeu, își lasă capul în fața lui. Țineți-vă aproape de toate. În acest mod, un om arată, printr-o veche imagine poetică, felul în care norii acoperă cu încetul luna, aranjându-i lin cutele robei. În felul acesta, dacă cineva se minunează, cum a putut să învie Iisus din morți? Nu căuta să lămurești miracolul, sărută-mă doar așa. Când un străin te întreabă ce înseamnă să mor din dragoste, spune-i că la întrebarea ce înălțime ai, ar trebui să măsoare cu degetele spațiul dintre cutele frunții tale. Atât de înalt ești. Uneori, sufletul își părăsește corpul, care îl adăpostește, alte ore vine. Dacă el nu poate să creadă asta, lasă-l în pace și întoarce-l la tine acasă, astfel să faci. Când îndrăgostiții suspină, îi spun povestea noastră, a tuturor. În felul acesta, eu sunt cerul unde se află spiritul vieții. Privește spre acest adânc albastru, în timp ce vântul îți va spune taina. În modul acesta, când un om întreabă ce se înfăptuiesc, pune-i o lumânare aprinsă în mână. Astfel, cum crezi că l-a simțit Iacob pe Iosif când a venit? Cum a putut Iacob să se întoarcă? Un vânt slab îți curăță ochii. Astfel, când Șam s-a întors de la Tabriz, el doar și-a băgat puțin capul pe ușă ca să ne surprindă. Uite așa, există un medicament secret care se dă numai acelora atât de răniți încât și-au pierdut orice speranță. Optimiștii s-ar simți disprețuiți dacă ar ști. Răspundeți oricărei chemări care vă atinge spiritul.
Dragostea vine cu un cuțit, fără întrebări timide și fără nicio teamă pentru reputația sa. Am fost mort, apoi am înviat, plângând, apoi râzând. Puterea iubirii m-a cuprins și am devenit apri ca un leu, apoi blând ca steaua morții. Când simți o bucurie liniștită, înseamnă că te afli aproape de adevăr. Sunt oameni care se iubesc, dar care se mulțumesc doar cu dorul. Eu nu sunt dintre aceia. Durerea vă pregătește pentru bucurie. Ea aruncă repede totul din casă, astfel încât o nouă bucurie să poată găsi spațiu liber pentru a putea veni. Ea scutură frunzele îngălbenite de pe crengile inimii voastre, astfel încât cele verzi, tinere, să poată lua locul celorlalte. Ea smulge rădăcinile putrede pentru că cele noi ascunse în spatele lor să aibă loc unde să crească. Când cineva bate covorul, loviturile nu sunt împotriva acestuia, ci pentru a scoate praful din el. De fiecare dată, când supărarea produce durerea inimii voastre, lucruri mai bune îi vor lua locul. Leul inspiră putere când umblă după hrană. Durerea este o comoară, pentru că înseamnă îndurare. Lasă-ți gândurile să doarmă, nu le lăsa să arunce umbră peste luna inimii tale. Renunță la ele, ceea ce te rănește te binecuvântează. Întunericul este chiar lumina ta. Te-ai născut cu un potențial, te-ai născut cu bunătate și cunoscând adevărul, te-ai născut având idealuri și vise, te-ai născut din măreția divină, te-ai născut cu aripi, nu te-ai născut ca să suferi, nu asta, ai aripi. Învață să le folosești și zboară. Zvâcnirea inimii mele se ridică în cer ca sunetul tobei. O voce din interiorul ei îmi spune, știu că ești obosit, dar vino. Aceasta este drumul. Acesta este drumul. Învață adevărata alchimie. Ea îi transformă pe oameni. În momentul în care vei privi și vei primi necazurile care ți-au fost date în clipa aceea, ușa cerului se va deschide. Generozitatea pământului care primește bălegarul permite ca plantele să crească frumos. Încearcă să fie asemenea lui. Țineți drumul, cu toate că nu este niciun loc unde să ajungeți. Nu vă străduiți să priviți până la capăt. Acest lucru nu este nevoie să-l știm. Doar mergeți pe această cale, dar să nu vă mișcați din teamă. Universul și lumina stelelor trece prin mine. Lasă frumusețea tot ce iubești să fie ceea ce înfăptuiești. Arată slăbiciunea ta aceluia care vrea să te ajute. Lasă-te ușor atras de ce iubești cu adevărat. Nu te vei rătăci. Sunt luna ta și lumina ei în același timp. Sunt floarea din grădina ta, dar și apa. Am călătorit un drum lung, atât de lung, dornic să te întâlnesc pe tine, fără pantofi sau șal. Vreau să te fac să râzi, să-ți înlătur toate nemulțumirile, să te iubesc și să te hrănesc. De ești însetat, vei bea apă dintr-o cană și îl vei simți pe Dumnezeu. Dar cei care nu-L iubesc pe Domnul nu își vor vedea decât chipul oglindit în ea. Dumnezeu te trece printr-un sentiment, dintr-un sentiment în altul și astfel te învață. Prin lucrurile opuse să dai din cele două aripi pentru a putea să zbori. Nu vei putea face asta cu o singură aripă. Aceste suferințe prin care treci acum, ține minte, te rog, sunt mesaje. Ascultă-le și află înțelesul lor. Tu îți iubești soarta pe care o ai și nu te interesează de a mea și te întorci la mine doar pentru a-ți exprima propriile emoții. Dragostea ne cheamă de peste tot și pretutindeni. Suntem legați de cer. Vii și tu, eu, tu, el, ea, noi, în grădina iubirii mistice.
acestea nu sunt distincții adevărate. Cea mai puternică esență de trandafir se obține din spini. Această poezie, n-am știut niciodată ce o să spun. Nu mă părăsi, te ascund în sufletul meu ca pe un secret. Îmi învălui capul cu un turban. Eu vin sau plec când vreau. Eu spui tu, iute ca bătaia inimii, dar pot să mă tachinez cât vrei. Știu că nu o să mă părăsești. Fără tine, îți jur, orașul a devenit o închisoare pentru mine. Liniștea și muntele și deșertul sunt tot ce îmi doresc. Iubirea este leacul pentru ca durerea ta să nu dea naștere la mai multă suferință. Până când ochii îți vor exprima dragostea în mod firesc, fără niciun efort, așa cum corpul tău își împrăștie parfumul. Oricine mă cunoaște ar putea să mă cunoască din nou, pentru că eu sunt ca luna. Mă vei putea vedea ca o nouă față în fiecare zi. Calea iubirii este un argument subtil. Ușa ce duce spre ea este a renunțării la sine. Păsările se rotesc pe cer dovedindu-ne și dovedindu-și libertatea. De unde știu asta? Ele se lasă în jos, iar în cădere își desprind aripile. Adevărul este o oglindă în mâinile lui Dumnezeu. La un moment dat ea a căzut și s-a spart în cioburi. Atunci fiecare a luat câte o bucată, apoi s-a privit în ea și astfel au cunoscut adevărul. Voi sunteți adevărul, de la talpa piciorului până la frunte. Acum ce altceva vreți să mai știți? Vântul de dimineață își răspândește mirosul cel proaspăt. Noi nu trebuie să facem altceva decât să ne trezim și să lăsăm să intre pe acela care ne bucură existența. Îmbătați-vă cu frumusețea aceasta înainte de a se duce. Dacă arborii nu ar fi legați de pământ, ar putea să mă urmărească, pentru că am înflorit așa de încântător, încât acum sunt invidiat de toate grădinile. Cel care bea vin are o finețe adâncă în el și o va dezvălui atunci când este beat. Dar dacă el are în adâncul lui numai mânie și aroganță, atunci numai acestea se vor vedea. Mi-am oprit cuvintele și așa am vorbit cu tine, într-o mie de feluri, prin tăcere. Cineva ne deschide aripile, cineva face întotdeauna ca plictiseala și durerea noastră să dispară. Cineva ne umple cupa din fața noastră, de aceea noi gustăm numai din minunea dumnezeiască. L-am căutat pe Dumnezeu printre creștini și pe cruce și nu l-am aflat acolo. M-am dus apoi în templele antice ale idolilor și n-am găsit nicio urmă a lui. Am fost în peșterea muntelui din Hara și am mers până la în Kandahar, dar nu era niciunde. Cu acest scop în minte, am ajuns la întâlnirea din muntele Caucaz și nu am văzut decât locuințele Anca. Apoi m-am dus să-l caut la Caba, localitatea aceea cu tineri și bătrâni, dar el nu era acolo. Am revenit apoi la filozofie și l-am întrebat pe Ibn Sina, dar nici el nu l-a aflat prin știința lui. Am apelat într-un târziu la o scenă din viața profetului, atunci când povestea că a avut loc o mare minune divină, doar la două lungimi de arc distanță de el. Dar Dumnezeu nu a fost nici acolo, în această stare extatică. În cele din urmă, m-am uitat în propria mea inimă și l-am văzut. Se afla atât de aproape. Niciunde altundeva nu l-am găsit. Sunt îngrijorat de propria mea îngrijorare, pentru că este îndrăgostită de arta nebuniei. Dacă în întunericul ignoranței nu poți recunoaște natura adevărată a unei persoane, uită-te totuși
La cine o conduci? Am citit din Rumi. A iubi înseamnă să ajungi la Dumnezeu. Selecție și traducere de Marius Ghidel. Fiți binecuvântați! Mulțumesc!